Salut, sunt Piper, o fată normală care studiază la o școală normală și duce o viață simplă împreună cu tatăl ei. Astăzi suntem în finale la un concurs la care el a visat toată viața. El împreună cu orchestra lui vor susține un număr genial la care eu sunt susținătorul și ajutătorul principal. Tatăl meu a câștigat! Sunt foarte mândră de el și sunt sigură că și mama ar. Ghiși cine m-a sunat? Moș Crăciun? Nu, este directorul școlii pe care am învins în finale. Și? Mi-a oferit postul de profesor de muzică și dirijor la acea școală. După câteva zile, îi spun prietenei mele vestea. La tine și la ei, nu o să fie bine. Începând cu al doilea semestru, m-am mutat la Chandler. Salut, sunt Piper, sunt foarte cântată să vă cunosc. Bine ai venit, bine te-am găsit, sunt Piper. De atunci, am meditat. Trecând pe coridor, am văzut o fată pe care am zărit-o și la concursul de muzică. De atunci, am fost de nedespărțit. Bună ziua! Ce faceți? Bine! Am să vă anunț ceva. Spune. Aveți termen acest semestru să faceți o compunere despre cine au vrea să fiți. Salut! Salut! Spune! 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 Ce? Concursul pentru această sesiune. Dacă câștigăm concursul de științe, avem șanse! Tu nu trebuie să vezi ce caută aici. Am câștigat! Din acest din suflet, ultim. După câteva zile, am fost chemată la director. Domnișoara Paie, se pare că ați folosit o armă periculoasă. După regula numărul 12, sunteți descalificați! Cum? Că el nu avea de face cu nimic. El a vrut să ne ajute, iar eu l-am judecat greșit. Ce se întâmplă? Toată lumea are nevoie de ajutor? Da, desigur. În ziua concursului, când trebuia să ne interpretăm rolurile, o aud pe prietena mea zicând. Nu mai am ce. Nu! Ce să fac? Eram nevoită să-mi ajut prietenii. Nu puteam să-i las baltă. Cred că te-ai supărat pe mine, fiindcă am denunțat la numărul meu că să-mi ajut prietenii. A venit și ziua cea mare! Dragele, a venit momentul mult așteptat. Astăzi se va anunța câștigătorul concursului de excepțion. După cum știți, jurații au fost cu identitatea ascunsă. Aceștia nu au urmărit rezultatele concursului la care ați participat. Aceștia au urmărit respectul și ajutorul acordat. Din păcate, și brusc, doamnele v-a fost știu exact ce voi scrie în eseul pe care ne l-a dat profesorul Van de Sande. Deci, câștigătoarea concursului știi cine vreau să fiu? Vă mulțumesc!